Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin
Ca un host și îi
mai pe toți. De Satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un hoț, și ei trage nerătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare de pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de Satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită, să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica
nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de marele păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 22 iunie, Biserica noastră drept măritoare face pomnirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor. Acesta a trăit în zilele împăratului Constanție, fiului Constantin cel Mare, și era râvnitor fierbinte al drept slăvitoarei credințe
și avea atâta vitejie a sufletului și atât de făima lucrurile acestea trecătoare și se nevoia ca să se sporească dreapta credință și ortodoxia, măcar că împăratul avea gând împotrivă, fiindcă era arian. Pentru aceasta, atunci când îl înfricoșa și îl înspăimânta Constanție că îi va tăia mâna dreaptă, de nu va scoate alegerea cea făcută de marele Meletie, care era la dânsul, el a întins amândouă mâinile, primind cu bucurie mai degrab tăierea lor decât să dea alegerea cea cerută. Pe acest preacuvios părinte al nostru, în urma lui Constanție și a lui Iulian, căzând valens în boala relei credințe arienești, l-a scos din scaunul său și l-a osândit să fie izgonit la apa Dunării. Dar după moartea lui Valens, s-a întors Sfântul la Samosata, episcopia sa, care se afla în Siria, aproape de râul Eufratului, în mitropolia Edesei. Apoi, după multe lupte și biruințe ce făcuse în aceleași lupte, și-a aflat sfârșitul mucenicesc, că aruncând o femeie făcătoare de rele și ariancă cu o cărămidă de sus de pe un acoperiș, lovi pe Sfântul în cap, pe care încă mai înainte de a muri Sfântul a iertat-o, urmând stăpânului său și întâiului mucenic Ștefan. Deci se face soborul și praznicul lui în biserica Sfântului Ioan Botezătorul, aproape de aceea a Adrianilor. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zinon și Zinas, sluga lui. Aceștia erau din Filadelfia, Arabiei, care din vechi se numea Eman. Zinon se afla ostaș cu rânduială, având pe Zinas, sluga sa, și aflând pe Maxim guvernatorul că jertfea idolilor, s-au declarat și s-au arătat cine sunt, pentru care Zinon a fost bătut cu vine de bou, iar el, stând aproape de jertfelnic, lovindu-l cu piciorul, l-a răsturnat. Pentru aceasta a fost cumplit chinuit, apoi fiind băgat în temniță, i s-au pus picioarele în butuc, unde, intrând Zinas și fericind și sărutând legăturile lui, a fost închis și el din porunca guvernatorului. După aceea au fost scoși iarăși la întrebare și, nevrând a se lepăda de Hristos, au fost supuși la nenumărate și felurite chinuri, iar la urmă li s-au tăiat capetele cu sabia și se face praznicul lor în sfânta mucenicie a Sfântului Gheorghe la Chiparisie. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Pombian, care în mare fiind aruncat s-a săvârșit, tot în această zi biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Mucenic Galation, care în mare fiind aruncat s-a săvârșit, și pomenirea Sfintei Muceniței Iulianii și Saturnin fiul ei, care prin foc s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Zece porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.